Sâmbătă, la primele ore ale dimineții, Consiliul Județean Dâmbovița s-a reunit în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost un singur punct privind proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al județului pe anul 2013. Consiliul Județean Dâmbovița a primit bani 2.575.000 lei de la Guvernul României pentru acoperirea corecțiilor financiare privind proiectul modernizarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște. Totodată, forul administrativ a mai primit suma de 794.000 lei pentru infrastructura rutieră, respectiv pentru reabilitarea drumului județean 713 Sinaia Cuibudorului Șaua Dichiului Cabanele Babele, drumul județean 711 Racovița, drumul național 71 și drumul județean 711 Serdanu, drumul național 7. Și Camera Agricolă și Serviciul Județean de Pază au primit fonduri. Totodată, Consiliul Județean Dâmbovița a virat suma de 1.307.000 lei la capitolul transportului în vederea realizării lucrărilor de reparații pe drumurile județene. Am reușit să mai compensăm unele arierate la unități administrativ-teritoriale, sume importante, și de asemenea vreau să cunoașteți că voi merge marți la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, unde am de asemenea promisiunea că mai luăm niște bani. Deci încheiem, ca să spun așa, anul cu sume suplimentare pe care nu le-am avut în vedere și care ne sunt deosebit de utile. Luni, 23 decembrie, are loc o nouă ședință de Consiliu Județean, deoarece guvernul a mai trimis ceva bani către Dâmbovița. Bani care vor merge către lucrări, drumuri și poduri Dâmbovița pentru lucrări de dezăpezire în sezonul 2013-2014.